160.000 de gorjeni au activat cardurile de sănătate până în prezent la sediul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj, rămânând însă neridicate alte 3.000 de cartele electronice. Șeful Direcției de Relații Contractuale din cadrul Casei, Daniel Șurlea, a precizat că există aproape 200 de cazuri în care cardurile de sănătate au fost refuzate din motive religioase, iar 13.000 au fost returnate la CASE din motive diverse. Directorul Daniel Șurlea a mai menționat faptul că în cazul pierderii cartelei electronice, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate va elibera o adeverință valabilă timp de 60 de zile persoanele în cauză având obligația să plătească o taxă de 15,5 lei și să completeze o cerere prin care solicită un alt card de sănătate. Avem în jur de 194 de persoane care l-au refuzat pe motive religioase și în jur de 1000 de persoane care l-au declarat pierdute sau poșta s-au pierdut pe traseu. Oamenii susțin unii că nu le-au primit, alții că le-au pierdut. De menționat este faptul că persoanele care nu și-au ridicat până acum cardurile de sănătate pot să le ridice în orice zi, Casa Județeană a Asigurărilor de Sănătate Gorj neimpunând un termen limită. Directorul Șurlea precizează că aceste cartele electronice pot ajunge în posesia cetățenilor și prin intermediul medicilor de familie, dar și prin poștă. L-ați activat imediat? Da, la medicul de familie. Așa v-a sfătuit medicul sau v-ați gândit să nu fie probleme? I-am gândit că așa e mai bine. Da. Restul familiei l-a primit? Da. Toți suntem, da. La fel? L-ați activat? L-ați activat toți? Da. Zilnic la CJAS vin cetățeni pentru a-și lua cardurile de sănătate, însă majoritatea preferă să intre în posesia lor prin intermediul medicilor de familie. Până acum 6.500 de persoane au procedat în acest fel și alți 3.500 de gorjeni au ales să vină la sediul CJAS.